Oricum, stai că ne mai auzim și mâine, pentru că ne conectăm din nou de acasă și nu uitați, stați acasă, pentru că asta trebuie să facem cu toții în această perioadă. Toate bune! Gata și cu asta. Acum, stați acasă, stați acasă, dar și eu stau acasă. Și dacă stau acasă, ce fac de acasă? Cred că, știu eu, au niște oferte băieții de la Superbet și pentru asta ar trebui să-mi fac un cont. Dar cum îți faci contul? Cred că rog eu pe cineva să mă ajute să fac contul. Ia să vină cineva de la suport. Bună! Bună! Sunt Ana. Bună, Ana! Și am venit să-ți ofer ajutorul meu. Primul pas este să-ți descarci aplicația. Ok. Stai să-mi dau ochelari, știi? Am ochelari de distanță și... Da. Acum intrăm pe aplicație. Ok. Și ne înregistrăm. La înregistrare. Am apăsat. Acum introduci un nume de utilizator, un e-mail valid și o parolă. Imediat. Acum, după ce am introdus numele de utilizator și parola, dăm pasul următor. Pasul următor. Hai să completăm și datele personale. Din aplicație poți să scanezi buletinul și se completează automat. Și CNP, nu? Adică că e tot dată personală. Da, avem nevoie și de CNP. Uh-huh. Bine, orașul e clar. Deci unde, da? Bun, adresa. Și telefonul. Mai departe, trebuie să bifezi. Căsuțele astea? Da. Toate? Toate, nu? Apăsăm pasul următor. Pasul următor este să intri pe adresa ta de mail și să-ți activezi contul. Acum îți alegi bonusul de bun venit și faci și prima depunere. Okay. Cel mai simplu e cu un card. Card, da. Da. Okay. Am nevoie să introduci numărul cardului, luna și anul expirării cardului. Bun, și o să ai nevoie și de ultimele 3 cifre de pe spate. Da. CVV-ul. Uh-huh. Am introdus și pe asta. Gata. Perfect. Acum apasă butonul de punere. Perfect. Ai contul creat, ai alimentat, acum te poți super distra acasă. Super. Ana, îți mulțumesc mult de tot. Și voi de acasă vă puteți înregistra la fel de ușor.